Un parcurs de tank în campionat. Obiectivul vostru să terminați fără înfrângere? Clar, vă dați seama că asta ne dorim cel mai mult. O să tratăm fiecare meci foarte serios. Și ne dorim să terminăm acest campionat fără înfrângere. Practic e încălzirea pentru ce urmează în Liga Campionilor? Da, vă dați seama că ne pregătim intens și pentru ce urmează în Liga Campionilor. Este o dublă foarte importantă pentru noi, în care trebuie să ieșim învingătoare. Și cu siguranță fiecare meci de acum înainte vom trata serios ca să ne pregătim pentru ce urmează în Champions League. Ai vreo preferință în Champions League între cele două? Nu contează. Noi trebuie să ne facem treaba, nu contează cine, cu cine vom juca. Noi trebuie să fim conștiente că orice echipă ar fi, va fi un meci greu și trebuie să dăm tot ce avem mai bun. La tine în familie se mănâncă handbal pe pâine, nu? Da, da, se mănâncă, s-o, într-adevăr. Este dificil uneori ne descurcăm. Na, așa este viața, asta ne-am ales să facem, ne-am asumat când am luat aceste decizii, să fim cu cea mică și cu handball în același timp, ne descurcăm, suntem bine, sănătoși, asta e cel mai important. Când nu jucați sau când nu vă antrenați sau când nu vorbiți despre handball, cum vă relaxați? Cu cea mică. Suntem full-time job parents, să zic așa, deci cea mică ne ocupă cam tot timpul în afara handballului. Și cu ea pot să zic că ne și relaxăm, chiar dacă este așa, are nevoie de toată atenția ta pe parcursul zilei. V-ați imaginat că o apucă și ea pe domnul handball? Eu cred că da, adică nu știu dacă scapă, să zic așa. Deci, având în vedere că o să stea numai pe lângă noi și o să o ducem la sală și o să vadă handball în fiecare zi, mă gândesc că e o posibilitate destul de mare. Distrugeți tot în campionat. Aceeași întrebare. Fără înfrângere până la final? Asta este dorința noastră, a fost de la începutul campionatului și cred că este foarte sănătos din punct de vedere al concentrării și mindset-ului pe care îl avem. Cred că orice echipă mare își propune lucrurile astea, sigur în tot timpul poți să și reușești. Dar dacă asta este ce îți propui și pentru asta lucrezi și asta îți reamintești tot timpul, evident că se creează acolo precum o țintă și asta este într-adevăr o țintă importantă pentru noi. Mindset, e un antrenament mental pentru ce va urma într-o lună, așa, pentru Champions League, pentru meciurile grele, pentru tot? Suntem într-un proces în care, de la începutul lunii, concentrarea noastră este împărțită între campionatul intern și sfertul de finală, așa că încercăm să abordăm tematica antrenamente și clar avem multe lucruri pe care le discutăm pentru sfertul de finală. În timp ce trebuie să fim foarte inteligenți și foarte bine ancorați pentru fiecare meci din Liga Națională, astfel încât să putem să delimităm lucrurile foarte bine. Și mai avem două meciuri până la pauza, unde să fie echipa națională cu Baia Mare și la Galați, și după care ne așteaptă o pauză. Și, cu siguranță orice echipă are o preferată sau înaintea unei trageri la sorți. V-ați gândit care ar fi echipa mai bună pentru CSM în Champions League? Pentru sfertul de finală, da. În primul rând nu e tragere la sorți, e SBS sau Brest. Două școli diferite. Sigur, două școli diferite și trebuie să recunosc că SBS este echipa mai bună, au și un avantaj de 3 goluri după meciul din tur. Franțuzoicele sunt foarte arțăgoase și dacă 60 de minute nu înțelegi că trebuie să fii foarte bine conectat, ele se vor agăța de orice șansă pe care o au. Cred că SB are șansa, prima șansă clar la calificare, dar niciun meci nu e terminat dinainte și trebuie să fie foarte bine concentrate ambele echipe. Ai și nordice în lot, ai și jucătoare din Franța, deci spioni și de acolo și de acolo. În primul rând, cred că pe cele de la Izbia, din multe puncte de vedere, le cunoaștem bine și ne cunosc bine, pentru că am jucat în ultimele sezoane de multe ori împreună. Așa cum cele de la Brest, am jucat și sezonul trecut, am jucat și sezonul actual. Nu sunt multe secrete la nivelul ăsta și cel mai important lucru este că nu există secrete și trebuie să te pregătești pentru lucrurile pe care tu le vezi la adversar că le face foarte bine, ca pe alea să încerci să le anihilezi, pentru că surprizele sau detaliile astea pe care lumea cumva din afară și le dorește sau crede că există foarte mult, nu alea fac diferența. Diferența face ce știi că va juca și altă echipă. Și atunci ce face diferența mai mult? Mentalul? Face diferența să încerci să fii conectat și să înțelegi că jocul trebuie să le iei în sine, nu neapărat cu mintea din sala de tactică, ci trebuie să ai lucrurile de bază tot timpul ancorate și mai trebuie să fii bun la un lucru, trebuie să fii foarte bun în moment, să înțelegi că poate pe tactic câteodată
ai văzut o jucătoare făcând sau nefăcând anumite lucruri, dar poate prinde o zi diferită și trebuie să fii foarte bine conectat la, la ziua prezentă și cred că este foarte mult despre lucrurile și multe lucruri de bază. Energia dintre fete, capacitatea de a te lupta, înțelepciunea de a, de a găsi cele mai bune situații așteptându-le și având răbdarea pentru cele mai bune situații și de a înțelege că pe lângă un joc fizic este și un joc mental la un nivel foarte înalt. În Cupa României veți sărbători cu gem de afine din partea sponsorului principal dacă o veți câștiga. Cum veți sărbători dacă veți câștiga Champions League? Cu ce anul v-ați gândit? Șampanie, caviar, nu știu. Hai să o luăm pas cu pas. Primul pas este sfertul de finală. Sunt convins că la petreceri nu avem nevoie de multe idei dinainte, pentru că probabil putem să fim extrem de inovativi și spontani. Dar pas cu pas e bine de luat lucrurile, așa că primul lucru o să fie sfertul de finală, după aceea o să fie Final Four-ul de Cupa România și după aceea, așa cum ne dorim cu toții, Final Four-ul de Champions League. Emma, you destroy everything in the league, in the National League. Are you going to finish the league without defeat? First of all, I need to say that I'm very proud and happy because of my team and all the wins we get until now. We will keep to play in this rhythm and try to be on the first place still. Every game in this league is very hard and tough and you cannot get easy with anybody, so for sure that we need to give 100% if we want to win the game against everyone. You just found out the opponent in the cup. How hard is it to keep the balance between the tough games in Champions League and the games in I understand. You get used to. Over a while you get used to, because as I said before, also these games here are tough. You have really tough opponents and so we keep going in that rhythm, so it's good. You try to keep the level of the game for the games in Champions League? Of course, every game is good game and every game we practice, we make it up to be better and better. So yes, we use everything, trainings, games, everything. Any preference in Champions League? I don't want to speak in front, so I can say that we will give our best and we will see what will happen in the end. Is this a CSMA year in Champions League after 7 years? I hope so, I wish.